S-a născut la Făgăraș, iar copilăria și adolescența și le petrece tot acolo, sub semnul pasiunii pentru muzică. Urmându-și visul, ajunge să îi se recunoască talentul la cel mai înalt nivel, fiind chemat la chefurile organizate de Nicolae Ceaușescu. Era iubit și recunoscut și nelipsit din programele televiziunii naționale. În 1990 ia drumul pribegiei, în încercarea de a da lovitura în America. Și o dă? Profesional pe culmi, în viața personală însă urmărit de nenoroc. A venit astăzi însoțit de un maestru al țambalului. O prietenie între doi români, născută departe de țară, tocmai în America. Bine ați venit, George Rotaru și Nicolae Ferraru. Bine v-am găsit și pe dumneavoastră. Bine v-am găsit, Vasilica, mulțumim pentru invitație. Suntem onorați amândoi și suntem împreună din nou. Ai punctat foarte bine prietenia noastră din Statele Unite ale Americii. Noi ne cunoșteam și din țară, dar într-adevăr în America am pus bazele unei prietenii bazate pe muzică, pe colaborări frumoase. Ce a adus trăinicii acestei prietenii, dincolo de muzică, să zicem? Vă întâlniți doar când cântați? A, nu, face nevastă să niște sarmale. Nu, ne întâlnim din când în când, așa, ne bucurăm. Avem prieteni comuni foarte mulți în Statele Unite, mai ales la Las Vegas, unde ne întâlnim adesea. Da, da, de la Las Vegas am venit înapoi acasă amândoi și continuăm prietenia noastră. Faptul că suntem astăzi în această sfântă zi de duminică împreună, ne bucurăm foarte. Eu mă bucur enorm. Și pentru noi este cu atât mai onorant. Iată, pentru că veniți tu, George, ai venit în această formulă. George, cum îți păstrezi tu tinerețea, George Rotaru? Ești neschimbat de la o zi la alta, parcă întinerești. E o întrebare pe care, uite, mi-o pun și eu, să știi. Nu mă străduiesc, nu fac nimic special. În fiecare zi mă trezesc cu o energie pozitivă. În fiecare zi mă trezesc mulțumindu-Lui Dumnezeu că sunt sănătos așa cum sunt la 60. Cât știi că restul le știe Dumnezeu, ca exact, la fiecare de altfel, așa, că nu știu întotdeauna. Deci încerc să mănânc cât de cât, nu prea mănânc carne, adevărat. Așa, bine de știut. Vara, deci mănânci sănătos. Da, vara la mare am oportunitatea să merg mult pe jos, pe țărmul mării, în special diminețile. Îți plac plimbările, deci, așadar, da, ca să vedeți noi care e secretul tinereții. Îmi place tale să mă plimb, mai ales cu avionul. Trebuie să zbori, îți place să plutești, așa, să... Deci, ești un visător, George? Sunt un visător, da. Sunt pește. Acum sunt... sau de când erai mic? De când eram mic. Când și erai... culmea, visul meu, așa, îmi întrebau părinții mei, unde vrei să mergi tu când te faci mare? În America. Probabil auzeam, nu probabil, am auzit pe bunicul meu cândva, așa, în poveștile lui, că bunicul meu a fost în America. La New York, a muncit acolo o perioadă, a venit în anii 1900 și un pic. Înțeleg că atunci când tu ai plecat din România și te-ai pornit spre America, totuși nu te-ai dus acolo așa... Ba da, așa. Te aștepta cineva? Nu m-a așteptat nimeni. M-am dus... Te-ai dus așa. Eu m-am dus în America cu un ansamblu folcloric și am hotărât să rămân în America. Mi-a fost greu, așa, n-a fost ușor. Așa, dar... cum spuneam, tu ai avut acest avantaj, deși eu mi-aș dori să pornesc cronologic, din copilăria lui George Rotaru. Aș fi vrut să te întreb, și în măsura în care dorești să ne răspunzi, aș fi vrut să știu care era climatul copilului George Rotaru de acasă. Deci, pentru că n-am întâlnit în viața mea până acum oameni care să ajungă la un apogeu din punct de vedere profesional fără să fi fost părtași la o suferință. Părinții mei au venit, deci s-au născut părinții mei într-un sat de lângă Dumbrăveni, de la Sighișoara. Copilăriile... și vacanțele, copilăria, mai în special vacanțele de vară, de iarnă, mi-am petrecut-o acolo, alături de verii mei.
familie destul de înstărită, bunicii mei, bunicii din ambele părți. De ambele părți, da, așa, și de pe mamă și de pe tată. Cu foarte mulți verișori, tata au fost 11 frați, mama au fost 6 frați, fiecare au avut o verișoară, da, care a avut, care are 11 copii. Deci noi am fost o familie foarte numeroasă, deci vacanțe alături de verișori, sărbătorile de iarnă extraordinare, vacanțele de vară. O adevărată tabără, așa cum acum în calitate vacanțele de părinți de plătim pentru copiii noștri. Mergeam la Arad cu bunicul meu. Responsabilizați. Exact, la Arad, la semănat, la toate muncile câmpului, care au fost, într-adevăr, benefice, cred că. Mie mi-au făcut bine și mi-au plăcut. Te-au sprijinit amintirile astea de-a lungul vieții? Să știi că da. Gândi... Ce a rămas din copilărie, George Rotaru? Ce a rămas lipit de tine ca om, omul frumos care ești astăzi? Și de ce nu te-ai desprins? A rămas, uite, dragostea de țară. Am fost plecat atâția ani în America și acum de atâția ani am revenit în România și mă simt foarte bine acasă, în ciuda faptului că trecem toți prin situația care suntem. Dar mă simt foarte, foarte bine acasă, mă simt, uite, astăzi mă simt bine cu voi. E o binecuvântare să fim împreună și nimic nu e întâmplător, exact, le îngăduie Dumnezeu, exact, pe toate. Vreau să revin la perioada anilor 90, atunci când tu ai decis să rămâi în America. Tu erai pe culmi, adică să cânți și să fii favoritul lui Nicolae Ceaușescu nu e puțin lucru. Nu știu dacă am fost chiar favoritul familiei prezidențiale atunci. Ce cântai atunci, George Rotaru? Romanțe, muzică. Iată, de un gen petreci muzical mai puțin cântat astăzi. Da, tu știi foarte bine, pentru că și tu cânți romanța, un gen muzical pe cale de dispariție, pot să spun. Și păcat, pentru că avem atâtea resurse, atâția oameni care și-ar dori să cânte romanța, dar... Nu mai au cui. Unde și cui? Care exact e romanța preferată a lui George Rotaru? Păi, romanța că am debutat cu... Într-o toamnă târziu, rătăcin pe alei, am zări printre ramuri de tei. Mi minor. Lucitor ca de jar, zâmbitor ca de zei. Ochii tăi. Deci, ochii tăi a fost romanța care m-a pus pe sticlă. În lumina reflectoarelor și te-a adus în atenția unui public educat. Public educat și pe vremea aceea se cânta romanța încă o dată. Se cânta romanța, lumea a îndrăgit acest gen. Și uite, mă bucur că suntem din nou împreună. Tu ești una dintre favoritele. Iubitoarele, îți mulțumesc. Așa, și eu iubesc romanța, eu ador romanța. Știu, da. Deci mă bucur că ai adus aminte, că ai amintit despre acest gen care, așa cum am spus, e... Peducă. Deci în măsura sau datorită abordării tale, iată, acestui gen pretențios al romanței, să zicem, ți-a oferit avantajul de a fi solicitat la astfel de recepții, unde nu venea oricine, veneau oameni importanți. Sigur că și de la romanță... Ce-i cântai lui Nicolae Ceaușescu? Frumoasa mea cu ochii, vezi, i-a plăcut foarte mult această așa romanță. Ochii tăi, deci romanța de care v-am amintit. Deci mai multe romanțe. Da, pe suferea curge un râu. Nu ți era teamă? Tuturor ne era teamă. Mie personal, da. Să nu greșesc un vers, exact. Nu greșesc o temirce, pentru că știa tot. Știa toate versurile. Deci era un examen să-i cânți lui Nicolae Ceaușescu. Greu. Greu, pentru că dacă nu executai ca lumea, te executa el pe tine. Alo, alo. Vezi că acolo ai greșit, vezi că și era de ajuns o privire ca să te genuncheze și să nu mai ai poate același elan. Dar petrecerile erau frumoase, adică în liniște. Și cu toate astea ai ales să pleci. Am ales să plec pentru că în 90 am plecat. Să rămâi, atenție, nu neapărat să pleci. N-am fost plecat de tot niciodată. Da.
N-am fost pregătit să plec de tot. Am plecat într-un turneu, așa cum... Dar biletul de avion l-am luat pe data de 13 iunie. Veneam de la Făgăraș, când pe 13 iunie știm cu toții ce s-a întâmplat la București. 13 iunie 90, Mineriada, luni, știți cu toții, nu mai discutăm, nu mai deschidem subiectul. A fost foarte greu, am avut niște plăci din astea de vinil, să le iau cu mine, să le duc la... să-mi iau bilet, trec mai repede în față. Da, da. Și probabil au venit minerii, au în metrou, au început să dea, să, așa, o nebunie. Au început violența. Am pus, nu știu, am pus placa așa, sau am scăpat fără... A fost, nu mai țin exact minte, dar a fost o nebunie întreagă la metrou și am ieșit. Ai reușit să ajungi la aeroport. Nu, am ieșit, mergeam să-mi iau biletul de avion de la o agenție de bilete. Și plecarea a fost în iulie. Toată această situație tristă și dureroasă până la urmă, te-ai gândit că ți-ar fi mai bine să... Atunci, și în avion, când am plecat, când zburam, zic că România nu este ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în perioada aceea în România, n-a fost ceea ce am vrut eu. Nu rezona cu dorințele tale și cu visul tău. Nu. Și atunci am zis să rămân în America. Cum a fost începutul în America? Foarte greu. Greu să știi, în sensul că n-am știut limba. Primele luni au fost ușoare, că, mă rog, cântam la românii din comunitatea, în Cleveland am fost, în Ohio, cântam la români, a fost bine, mierea se terminase, așa, am decis să rămân, mi-am luat valiza și am plecat cu Greyhound-ul. Greyhound-ul este un autocar, un autobuz care se bate toată America, o garo cenușiu în limba română, Greyhound-ul, de la Cleveland până în Los Angeles. Mi-a plăcut foarte mult. Am visat la apă, la soare, la palmieri și am fost singurul din turneu care a plecat în Los Angeles. Cum a fost experiența de a fi primul român care a cântat în Las Vegas? După 6 ani de rodaj, ca să spun așa, la Mignon în Hollywood, un restaurant românesc, mi-am luat ambiția, mi-am luat câinele, tot o valiză așa, cu mine și am plecat să dau un examen. A fost o ambiție de-a mea, învățasem, știam eu, așa, 10 limbi internaționale și am pus un CV la mai multe hoteluri și m-a angajat Maxim Casino și Mardi Gras. Deci am cântat la nu o perioadă lungă, dar a fost suficient să-mi... să capeți poate mai mare încredere, mai rădăcini, pe adică, un alt tărâm. Pornind de la muzica populară, eu cu muzica populară am început la început, așa, după aceea romanță, așa, pornind de la muzica populară, multă ambiție, mult studiu și am ajuns să cânt acolo. Iată, e vorba de ambiție. Da. O poveste similară cu cea a domnului Nicolae Ferraru, care în 1988, într-un turneu efectuat alături de Gheorghe Turda și Ion Lăceanu, se hotărăște să rămână în America. Așadar, ați hotărât să rămâneți în America și dumneavoastră, maestre. Da. Motivul pentru care am rămas în Statele Unite a fost acela că în România deja începuse marea discriminare, mai ales în TVR. Eu cunosc și un episod de la care, sau care v-a obligat împotriva voinței, și anume să plecați de la niște filmări pe motivul că aparțineți etniei rome. Cine a făcut asta? Regretata, Dumnezeu s-o ierte, Marioara Murărescu. Dar eu îi mulțumesc astăzi, pentru că datorită ei mi-a dat un șut în fund și am ajuns în Statele Unite. Pentru că nu rămâneam. Eu am făcut atâtea turnee cu maestru Jică Petrescu, cu atâția soliști, cu Radu Simion, Lăceanu, Ion Drăgoi, Luca Novac, Dumitru Fărca și așa mai departe. Deci o generație întreagă. Am cântat alături de Gică Rădulescu, marele pianist al lui Ioana Radu.
romanțieră. Deci zic că am cântat alături de Albeșteanu, cu formația, am cântat la recepție, așa cum a spus și George, lui Nicolae Ceaușescu. Iată cât de încurcate sunt căile lui Dumnezeu, dacă da. Atunci poate pus într-un context dureros, peste ani aduceți recunoștință da. Tamanul oamenilor care v-au rănit da. La un moment dat. Mi-aduc aminte de un episod, după ce am cântat lui Nicolae Ceaușescu la Ziua Recoltei, la vreo 2 luni de zile am avut... am participat, mai bine zis, să cântăm la vânătoarea care avea loc la Scrobistea sau cam așa ceva, a lui cu suita respectivă. Și am fost eu cu Nicolae, Albeșteanu, cu un țambal mic și după ce s-a terminat toată vânătoarea, s-a organizat o masă vânătorească. Și pe timpul acela, președintele județului Ilfov era un Ion Necula. Și Ceaușescu îi spune lui Ion Necula, ia pune-l mă pe Ion să-mi cânte și mie când eram pe Ialomița. Și maestrul Albeșteanu a început să cânte, când eram pe Ialomița, răspunsul lui Ceaușescu a fost, Albeșteanu și cutița. Adică Albeșteanu fusese căsătorit, avea deja, nu mai țin minte exact, 4 copii și între timp s-a îndrăgostit de Tița Ștefan, care era angajată la Teatrul Vasilescu. Și au format din nou un cuplu. Deci el le știa toate acestea. Și urmă am mai cântat la Sinești, așa cum am spus, la Ziua Recoltei, în care securiștii erau îmbrăcați și în costume populare, ca și țăranii. Pe toți i-au controlat, numai pe noi, orchestra, țiganii. Nu au fost deci controlați. Deci vă simțeați totuși privilegiați, pentru că și... șeful de stat avea să iubească da, i-am muzica. Cântat la 2 metri lui și lui Elena, Manea Mănescu și cine mai erau acolo, în formă de potcoavă, el mânca pastra, mă ia struguri, mă rog. Fără microfon, nu? Fără microfon. Fără microfon. Exact, fără da, microfon. Am cântat lui și îi plăcea într-adevăr foarte mult, așa cum spune și George, îi plăceau romanțele, Radu Mami îi plăcea tare mult. Și ea era mai țâvnoasă așa, nu. Ea era foarte așa meloman, îi plăceau melodiile. Da, și mă rog, acest motiv m-a făcut să rămân în Statele Unite ale Americii și dacă am spus, păi cum, eu nu mai am loc în România să cânt la televiziune pentru faptul că sunt mai brunet. Și totuși, dar mirul lui Dumnezeu cânta. Va aduce în situația de a pleca de la șeful de stat al României către... către o recunoaștere stat, da. A președinților americani. Da, și am ajuns la un șef de stat tot de culoare ca și mine. Așa. La Barack Obama, da. Exact, care, vă rog să dezvoltați, pentru că noi știm din... Da, eu am cântat de-a lungul timpului, așa cum spune George, nu ne-a fost ușor rămânerea în străinătate, mai ales când nu ai o susținere din partea nimănui. La români e bine să le cânti, dar când e vorba să spui că rămân, atunci fiecare se cam dă la o parte și spune... Să știi că nu e ușor, dar nici greu. Eu nu spun nici da, nici nu. Și foarte bine fac. Toți că au nu spus spun. Așa, exact. Pentru că e foarte greu. Dacă spune da și dai de belele, spune, băi, nu mi-ai spus dumneata să rămân. Cel mai bine e să-ți vezi de muzica ta și să rămâi neutru. Într-adevăr, și mie mi-a fost foarte greu atunci când am rămas, pentru că în formația noastră au rămas 3 dansatori, dacă nu mă înșel, încă 2 fete, Naistu, Marian de la Ciocârlia. Exact, da. Și de la el a rămas informație, țin minte. La noi toți. Au fost 35, au venit acasă 5. 30 au rămas în atunci. Da, și mă rog, de-a lungul timpului mi-a fost foarte greu, în sensul că la început am fost găzduit la o familie care m-a ținut aproximativ o săptămână. Între timp, turneul care îl făcusem noi, mai strânsesem niște bani cu discurile, cu diurna ce o primisem și... respectiva familie mi-a zis, Nicu, vezi că ți-am închiriat un apartament în Detroit, nu departe de centrala uzinelor Ford. Așa. Unde erau numai negri. Dar mie nu mi-a fost frică, că eram de culoare cu ei. Și mi-a zis, am închiriat un apartament, uite aici cheile, zice, uite, te mutăm noi. Ce aveam? O valiză ca și George și țambalul. Deci atât. Soția mea, prima soție, țambal. La ce a renunțat Nicolae Ferraru când a plecat din țară? Bănuiesc că aveați familie. Ce ați lăsat în urmă? E o decizie care vine cu oarecare greutate sufletească, mă gândesc. E foarte adevărat, dar decizia pe care am luat-o în numele copiilor mei să le fie bine.
Și foarte bine am făcut. Mi-a fost foarte greu, e adevărat, fără copii, fără soție, fără frați, fără surori, dar am suportat și vă spun că primele zile când am rămas în America și m-am mutat acolo la apartament, mi-a fost foarte greu, așa cum spune și George, până am găsit ceva de servici. Dragii mei, te naști a doua oară. Te naști a doua oară într-o țară în care eu n-am știut limba. Corect, nu? Ne naștem a doua oară având un nivel. Eu am avut 37 de ani când am plecat. Gândiți-vă, te duci și nu, limbă, nu, zi mai departe. Dar să nu uităm că poporul american iubesc cetățenii care vin din alte țări. Asta este o chestie extraordinară. Adică nu se face ură de rasă că tu ești român, că eu sunt țigan. Că există la o rană acolo, o rană nevindecată. E o țară cosmopolitană. E formată din toate națiunile lumii. Așa s-a format America și în ziua de astăzi, da. Nimeni nu poate să spune, ei spun, eu sunt american. Dar just, dacă stăm în descendența lor, a familiilor lor, ei nu sunt americani. Vin din Irlanda, vin din Polonia, vin din toate țările. Da? Sigur. Vorbiți despre o durere și anume despre lipsa de recunoaștere a valorilor în, aici, acasă la tine, în țara în care o primiți de la Barack Obama, cum tocmai ați spus, da? Și ea nu există, iată, unde sunteți chemat la o televiziune națională, din nou să vă puneți pe tavă dăruirea și talentul. Sunteți opriți și sunteți nevoiți să mergeți. Din păcate nu sunt singurul eu. Suntem atâția români cu români, nu contează, țigani români, suntem născuți în România cu niște valori extraordinare culturale, vorbim, sau valori artistice, dar nu sunt puși în valoare în România, mai ales instrumentiștii la ora actuală. Comparativ cu sistemul lui Ceaușescu și cu sistemul de astăzi, atunci erau mai puși în valoare. Prin faptul că exista festivalul acela, Cântarea României, da. În care erau aduse valori și se ridicau. Exista șansa să... Dădea șansa. Ne trimiteau în străinătate și cum plecam în străinătate? Pentru că eu fac o mare diferență ce era și ce este. Exista o agenție, ARIA, Agenția Română de Impresariat Artistic. Plecam prin ei cu un contract semnat. Patronul din țara respectivă era obligat să ne asigure casă, masă, salariu. Și atât în condiții de siguranță, condițiile. Nu te avântai. În ziua așa de astăzi pleacă artiști în străinătate și e la mâna patronului. Dacă vrea să cânte, să-i dea un ban, bine, dacă nu, și nu, pentru că nu mai plătește. Să fac o paranteză, apropo de asta. Noi soliștii mergeam în străinătate cu ansamblurile folclorice, dar instrumentiștii și dansatorii erau cei care puneau într-adevăr în valoare țara respectivă și folclorul. Noi cântam, nimeni nu înțelegea ce cântăm. Vorbim de particularități ale țării noastre, dar, și de identitatea noastră. Un maestru ca el, ca Nicolae Ferraru, ridica sălile, domnule. Noi cântam, lumea nu înțelegea ce cântam noi, doar instrumentiști și dansatorii, într-adevăr, erau capetele de afișe ale... Muzica are un limbaj universal, da, și atunci nu e nevoie să traduci cuvintele. Deci eu am cântat de-a lungul timpului, începând, am rămas acolo unde am început să lucrez la un prieten al meu american, care construia țambale mici, se cheamă hammer, dulcimer, acordate diferit, și harpe. Și m-a luat și am început să lucrez la el... Am lucrat aproape un an de zile. Bineînțeles că paralel cântam la restaurante, că după cum se știe foarte bine, în străinătate nu erau ca pe timpuri aici, luni, marți, miercuri, joi, vineri și așa mai departe. Acolo trei zile doar, vineri, sâmbătă și mai puțin duminica. Atât, lumea e foarte ocupată. Și am cântat în această perioadă lui Bill Clinton, când s-a deschis cel de-al patrulea muzeu al Holocaustului. De fapt, fac o paranteză, scriu o carte eu acum și în toate memoriile mele, da, mai am ceva de scris și o să o public cât de curând, pentru că ăsta e și visul meu. Și am cântat lui Bill Clinton, am cântat lui Bob Dole, am cântat la primarii din oraș, am cântat la diferite ambasadori. Nu a existat consulatul român să facă ceva fără mine, fără să mă invite. Și așa a fost situația, întrucât fiind invitat la marile concerte unde se dădeau la Millennium Park, unde încap 12.000 de persoane, dar este de fapt o grădină, 6.000 de scaune și restul 6.000 pe iau sau pe iarbă și ascultă programe unde sunt invitați numai artiști mari de onoare. Și chiar și eu am fost surprins când am fost invitat să
Asta era cu 6 luni în urmă, de septembrie 2013, să fiu invitat la Washington, D.C., pentru că am fost nominalizat printre cei 9. Deci eu am fost, cu mine erau 9, ceilalți 8 și cu mine 9, am fost nominalizați de National Endowment of the Arts și să ni se acorde Lifetime Honor. Și această distinție pe care am adus-o, care am primit-o, din partea lor, din partea guvernului american, insignă, da? Ministerul Culturii. Și am dat și spectacol. A fost extraordinar. A fost o zi memorabilă în viața mea, ca și atunci când m-am născut, să zic așa. Iată, un drum cu greutăți. Dar a fost pe măsură... un drum, sigur că da, da. Eu cred că fiecare artist dintre noi a avut asperități de-a lungul vieții sale și vă mai, chiar ascultam mai adineaori că vorbeați dumneavoastră cu George. Înainte să începem, noi ne-am născut, majoritatea artiștilor sau a oamenilor au fiecare câte o poveste de viață. Sigur că da, fiecare. Și luna, să zic după eu, părerea fericită. Mea, după părerea mea personală, și cred că sunteți de acord cu mine, cei mai mari oameni au ajuns cei care au pornit de jos, de la sapă. De jos și din... care au întâmpinat greutățile vieții. Cei care au avut de-a gata totul pe tavă, nu prea, nu prea, nu prea. Și știu instrumentiști care li s-au oferit, valori, sau soliști vocali. Valori, oameni extraordinari despre care am căutat, eu știu, pe internet și nu am găsit deci nimic. E vorba de ambiție, așa cum spuneați, și sigur, dacă ai ambiție, pentru că și eu, ca să ajung să cânt la acest instrument, a trebuit să spăl scândurile la profesorul meu, la Ciuciu, marele Ciuciu, Dumitru Marinescu Ciuciu. Ăsta a fost și profesorul lui Toni Ordaiche, și profesorul multor țimbaliști. Așa vă plăteați orele? Poftiți? Așa vă plăteați orele, zic, nu știu. Nu, ce se întâmplă? Tatăl meu era coșar de meserie, hornar. Așa. Nu avea posibilitatea așa mare să crească 7 copii și mama. Și atunci am ajuns la acest profesor, care a cerut un salariu cât era tata, cât câștiga tata într-o lună. La care tata a lăsat capul în jos și a zis, nu pot să fac față cu acest salariu. Norocul meu a fost acela că fata profesorului cânta cu țambalul, Verginica Ciuciu. Și ea a venit în casă și a zis, auzi, mai fă și tu un bine în viață. Nu te gândi numai la bani. Lasă-l să învețe și el o meserie de aici, de la tine. Și atunci mi-au lăsat la un preț de 600, un preț derizoriu. N-a plătit tata decât 2 luni de zile. Norocul meu a fost acela că el, având 8 copii, pe unul dintre copii îl chema Nicolae. Și când îi spunea lui băiatului lui, mama sa, du-te și ia pâine, eu am treabă. Și eu credeam că pe mine mă cheamă Nicolae. Și atunci răspundeați dumneavoastră la... Mă duceam, lăsați că mă duc eu, lăsați că mă duc eu, lăsați că vă ajut eu, lăsați că, până într-o zi când ea a spus, soția lui maestru Ciuciu, din secunda asta... El nu mai plătește niciun ban, el e copilul nostru. Da, ajungeam și o pupam și o strângeam în brațe ca și cum era mama. Doar nu-i ziceam mamă. Da, adică e o chestie foarte interesantă. Dacă ea spăla podeaua cu scândura, luam și eu peria și o ajutam. Aveam 15-16 ani. O ajutam la spălat. Cât de mult contează fapta bună pe care o face dezinteresat și fără să îi se acorde ceva în păi sine. M-am căsătorit. Vine natura și te răspundește. M-am căsătorit și dormeam la ei în casă cu nevastă mea. Eram copilul lor. Primul om, după ce a decedat, deci mama profesorului meu, soția, pardon, așa, când a decedat, primul mort pe care eu l-am pupat în viața mea, așa de mult am iubit-o. Dacă eu îi băgam acum mâna la sânul ei, ce făcea băiatul ei, făceam și eu. Așa eram atât de iubit de ea și eu cât o iubeam, o veneram. Ea a fost sora lui Constantin Eftimiu, marele Constantin Eftimiu. Da, deci am crescut cu ei și la bine și la rău, participam la tot ce exista. Și cum să nu-l venerez pe acest om, Dumnezeu să-l ierte, când el mi-a dat pâine? Mulți au uitat că au învățat la el. Eu nu uit niciodată de unde am pornit și îmi place să fiu, așa cum ați văzut probabil istoria mea, să stau de vorbă și cu un ministru, să stau de vorbă și cu omul acela de rând. Mă credeți că nu există să merg pe stradă să văd un gunoier care cară gunoiul, să nu scot din buzunar un leu, 2 lei, 3 lei să-i dau. Mai mult îl apreciez pe cel care face munca de jos decât pe cineva. Și mi-aduc aminte că
Atunci când am avut la Chicago o întrunire la care a participat ambasadorul Națiunilor Unite, nepotul lui Marga Barbu, am uitat numele, i-am zis să trăiți domnul ambasador. Și a zis, nu maestre, dumneavoastră sunteți ambasador. Și eu am zis, de ce? Pentru că dumneavoastră duceți tradiția mai departe și rămâneți în continuare. Eu sunt astăzi, mâine nu mai sunt. Ducarul. Da. Nepotul lui Gigi Marga. Da, ducarul, nepotul lui Gigi. Și am rămas Gigi foarte Marga. Șocat de faptul că avea perfectă dreptate. Noi suntem ambasadorii, dumneavoastră, el, eu și așa mai departe, toți artiștii, nu contează teatru, pictură, ce facem, care ducem mai departe, ducem această tradiție de milenii a poporului român și... Și păstrăm identitatea poporului. Reprezentăm România. Sigur. Asta mă doare cel mai mult. Dacă noi reprezentăm România, de ce cei care guvernează de la conducerea României nu știu să ne aprecieze? Și de ce? Poate că ei au crescut așa. Exact. Probabil. Cum ai spus. Și n-au plecat de jos. Și n-au trecut prin, n-au trecut ce prin povești. Îmi pare tare rău, pentru că îmi pare tare rău și sincer vă spun cu lacrimi în ochi de multe ori. De ce unul care nu l-am văzut în viața mea, Bill Clinton, a venit și s-a uitat la țambalul meu și negri aia, brași în cap, vreau să uitau pe lângă și m-a întrebat how are you și i-am cântat Bob Dole la fel la ceilalți și oameni simpli, dacă îi vezi pe stradă, merg printre oameni, nu cu mașinile mici și cu aia, au în spatele lor, e adevărat, dar merg și mai ales în campaniile electorale în America. Dacă vedeți, vă cruciți, nu se poate așa ceva. Vine omul pe jos, are spate, dar intră, dă mâna cu unul, cu altul. Și de ce ăia știu să ne aprecieze? Probabil că ați văzut scrisoarea mea de apreciere din partea lui Barack Obama. Da. Unde scrie acolo că nu contează nația și nu știu, suntem oameni cu toții. Ce vine am eu că m-am născut negru și altul alb? Dumnezeu ne-a creat după cum a crezut el, cu o mână mai scurtă, cu un picior mai lung, cu... trebuie să-l luăm ca atare. Am mai vorbit cu George, de fapt, am văzut în Suedia, unde am fost la Malmo, la un festival, într-un folk park, se chema, un parc popular, în care erau diferite scene și oamenii se uitau la aceste spectacole. Teatru de marionete sau folclor sau dansuri. Sau... Mă credeți că am plâns. Am văzut o fază în care, la muzică ușoară, a ieșit unul cocoșat. Și a început să cânte, plângeau oamenii de vocea pe care o avea. Deci oamenii se uitau la ce scotea omul ăsta din gură, nici de cum la forma lui pe care i-a dat-o Dumnezeu. Astea trebuie respectate, nici de cum la noi. La noi aici, din păcate, nu știu să aprecieze. Într-adevăr, am tot bătut, știți, asta în toate televiziunile. Nu vreau să, eu știu, să arunc vreo observație cuiva, dar în edițiile, într-o ediție anterioară a emisiunii, l-am avut ca invitat pe dirijorul, virtuozul violonist Marian Alexandru. Și vă recunosc, mărturisesc că am făcut un research, am căutat pe internet, nu? Că de acolo avem oceanul de informații pe care, eu știu, la care ajungem mai ușor. Și căutând despre dumnealui niște aspecte care să mă ajute în întrebările pe care aveam să îi le adresez domniei sale, nu am găsit nimic. Și am zis, domnule, incredibil, atâția ani de dăruire ai unui om despre care nu se scrie nimic. E adevărat că îl vedem, dar se face vinovat de atâta frumusețe atunci când asculți, eu știu, Agurida cu Loredana, Groza și nu numai. Foarte, foarte multe astfel de proiecte, iar despre acest minunat om, prea puține articole. Căutând despre dumneavoastră și aflându-vă această poveste de-a dreptul impresionantă, iar mă îndrept către tine, George Rotaru, iată, ai plecat de aici, dintr-un climat, ca să zic, care te-a vitregit, eu știu, de aplauze, cum ziceai, de mineriadă, de situația care, toată vâltoarea aceea de care ai fugit. Și ajung într-o situație în care descoper o fotografie cu George Rotaru cântând și cântând cu ei, de fapt. Lui Tony Bennett. Tony Bennett, da, a fost o experiență și pentru mine. Cântam la restaurantul București de la New York și ne-am trezit, s-a auzit că va veni la noi. Un român îl cunoștea foarte bine și a zis, hai să-ți prezint, domnule Tony Bennett, maestre, un interpret român. I-am cântat cu microfonul la ureche, așa cum spunem noi, un potpuriu internațional. Și a fost foarte
frumos impresionat l-am văzut. Chiar îmi aduc aminte că un ospătar a venit să-l întrebe ceva în timp ce eu cântam și elegant l-a pus puțin deoparte, rugându-l să aștepte să cânt eu, ca apoi să-l întrebe ce vrea. Deci a fost o experiență mare pentru mine să cânt pentru Tony Bennett. Poate mulți nu știu cine e Tony Bennett, un mare cântăreț, un mare artist. Are 90 de ani, 96 chiar. Hai de mine, 96 de ani. Și de ce spun asta? Pentru că, da, vorbim de jazz, vorbim de genul stil american. Exact. A cântat într-un recent, oarecum, într-un ultim spectacol alături de Lady Gaga, aceasta fiind, vine impresionată profund, pentru că exact când a intrat pe scenă, el a recunoscut-o și a zis, iată, Lady Gaga, și atunci a fost copleșitor, dar a recunoscut-o pentru că, de ce zic această, cum să zic eu, această recunoaștere ne impresionează? Pentru că are această afecțiune, și anume Alzheimer. Mi-amintesc de o altă valoare monumentală pe care o are țara noastră România, și anume Aura Urziceanu, care atunci când a venit în țară, mi-a povestit Sorin Slat, fostul meu coleg de clasă pe care îl îmbrățișez, așa într-un dialog în private, ca să zic, discutând despre una alta, și zice, păcat, iată o valoare care suferă de această boală și de care statul nu s-a îngrijit măcar să-i asigure să ajungă în siguranță, pentru că dumneavoastră s-a rătăcit, a uitat colosale aceste da. Greșeli, ca să pot să mă exprim. Greșelile astea pot fi reparate vreodată? Vă întreb eu, e o întrebare adresată amândurora. Eu cred că probabil după ce ne vom duce noi or să încerce să mai repare ceva. Dar știți că există o modă, știți, să apară o recunoaștere post-mortem. Păi cam așa se întâmplă de așa obicei. Așa se întâmplă de cam obicei. Așa, da, recunoaștere după ce uite, a lăsat niște CD-uri, a lăsat niște plăci, niște melodii. Thank you.
Există un contrast între perioada în care ne-am născut, am copilărit, ne-am dezvoltat, am fost educați, aceia sunt pilonii. Și există, de ce zic contrast, iată lumea de astăzi, cu tot ce implică ea, cu tehnologie în primul rând, dar și niște genuri, că vorbeam de un gen uitat, prăfuit, romanța, că nu mai ai cui să-l cânti, fiecare și-o cântă acasă. Cum reușiți să vă adaptați? Tu, George Rotaru, ai cântat, bănuiesc că și în engleză, că repertoriul s-a... Draga mea. A fost foarte diversificat. A trebuit, așa cum am născut a doua oară, când am plecat în America, a trebuit să învăț engleză, să mă adaptez sistemului. Așa m-am născut a doua oară, când am venit acum vreo 15 ani, am revenit în România, când m-am izbit de noutăți, de ceea ce se întâmplă în România, iară muncă îmbogățește-ți repertoriul, pune-te la punct cu și tot. Și să ții conști de tendințele absolut care au apărut ce între ce se întâmplă. Am venit străin după 15 ani și uite așa, am întâlnit interpreți, scriitori, cum să spun, compozitori. Un exemplu foarte bun și care mă ajută pe mine foarte mult este Raul. Raul, foarte curând o să avem un CD împreună, deci el a fost unul dintre cei care m-a sprijinit și mă ajută, văzând în mine un potent, un nou tânăr cântăreț. Așa, da. Și tu ești foarte spiritual. Pe stilul pe care îl are, imprim la vârsta asta, la 68 de ani, fără nicio problemă, fără o lejeritate, îmi dă o melodie, o învăț într-o zi, o imprimăm imediat, deci... Mă scuz, George, cred că auzind discuția aceasta ce o ai cu domnișoara, cred că nu prea ai dreptate, în sensul că nu Raul trebuie să te ajute pe tine, ci forța culturală, artistică din România, nici de cum Raul să vină și să-ți facă ceva. Nu-ți face un favor pentru că tu ești deja o firmă. Păi da, dar just, dar totuși... în absența celui care ar trebui să te sprijine, da, nu? În carieră, e clar că un rol este sporit și nu pot să spun, uite, e foarte benefică, Etno TV, sigur că da, dar... Etno TV este un post de televiziune care pe mine mă ajută enorm de mult. Nu există, mă cheamă la matinal, la toate emisiunile pe care le are, nu? Deci Raul... E o chestie benefică, dar ar trebui cei televiziunile să cerce să facă ceva cât mai mult, să promoveze, să sincer să fiu. Ce la ora actuală televiziuni... ce se întâmplă în România, sincer să fiu, nu-mi place. Una dintre televiziuni este Etno. Uite, da, Etno care promovează, și pe mine și pe tine, să ne pună în fața televizoarelor, în fața publicului, pentru că ei au un public foarte mare. În toată America, în toată lumea, toată lumea se poate urmări, sigur, televiziunea Etno TV. Vreau să te întreb, George Rotaru, câți din generația ta au supraviețuit acestor schimbări? Pentru că nu e lucru ușor. Câți au reușit să se adapteze valorii? Am prieteni care și acum mai cântă printr-un teatru. Au ieșit la pensie dintr-un teatru pe care nu știe nimeni. Deci în teatre, în teatre profesioniste. De ce? Iată, rămânem sub un semn al întrebării. De ce? Ori nu au fost destul de puternici, de agresivi în meseria asta, pentru că trebuie să fii Trebuie să ai o agresivitate. Să apar tot timpul cu ceva nou. Înainte, televiziunea română, de exemplu, ne plătea. Vineai de unde vineai, îți dădea niște bani pe colaborări. Acum ne făceau imprimările, Acum tu trebuie să scoți din buzunar ca să te duci la un studio, să plătești studioul, să plătești melodiile, textierul. Deci, despre asta este vorba. Și cine mă întreabă toată lumea, unde sunt banii mei? Unde mai veni din America plin de bani? Nu său. Unde sunt banii mei? În muzică. Deci am investit de la Narghita. Am luat această învățătură. Investește. Investește în tine ca să poți să ajungi undeva. Ăsta este vărul. Trebuie să investești. N-am averi, dar uite, am făcut niște bani, repede făcând într-un studio, repede mai imprim ceva,
Deci. Ai amintit de Narghita. Vreau să te întreb, Narghita a fost prima ta mare iubire sau prima femeie care te-a convins de iubirea sa? A fost într-adevăr, ea mi-a dat, ea a fost suportul meu. Așa. Eram la teatrul muzical la Ploiești, Toma Caragiu, angajat acolo, în 76. A venit cu tremurul din 77. A venit ea la teatru într-un fond de ajutorare și uite-ne într-un turneu în care nu s-a întâmplat nimic în turneu. Dar după, așa mi-a zis, băi, tu, s-a întâmplat o chestie, a vrut să mă dea afară din teatru. A venit o restructurare, eram undeva pe la Oradea, ședință mare, mă rog, ea a zis, lasă că termină în turneu și vii cu mine mai departe și te iau în toate colaborările mele. Așa a făcut. Am plecat la Ploiești, mi-am dat demisia de la teatru, că am făcut bine, că n-am făcut bine, asta a fost atunci. Ai făcut bine, pentru că, și nu iată, pot cursul vieții schimb, o dovedește. Asta a fost istoria. Mi-a dat demisia. Dar tot nu mi-ai răspuns, știi, nu? Ești conștient. Deci, i-a făcut bine și deci, ei, asta vrea să spună el. Mamă, uite cum un prieten la nevoie se cunoaște. Sigur că da, păi prietenul tău, nu? Uite. Da, deci a fost... A fost prima ta mare iubire? A fost prima mare iubire, da. Ieșisem din armată, o femeie superbă, talentată, mă uitam la ea ca la o icoană. Ți-ai dorit să retrăiești o astfel de iubire? Dacă mi-aș Crezi că e posibil... Sau mai crezi într-o astfel de iubire? Sau crezi că e prea târziu? Ca atunci, nu. Nu, cu el anul de atunci. Nu cred, nu știu, dar nu cred. Probabil tinerețea pe care am avut-o, felul în care vedeam lucrurile atunci, știu eu dacă... Dar nu pot să știu niciodată. Corect. Dar nu, maestru, nu pot, nu. Corect. Care e hotarul dintre... tinerețe și bătrânețe? Eu n-am așa ceva. Tu n-ai așa la mine ceva. Nu există, nu există granița asta. Nu există. Am trecut dintr-o perioadă a vieții până astăzi, am 68 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel tuturor. Fără bariere. Și acum nu te supăra. O fi având eu 68 de ani, dar la Corazon sunt, știu eu, 35, 40. Cam cât îmi dai maestre? 104. De înțelepciune. Vasilica, cât îmi dai tu după așa, după... Eu? Da. Păi îți dau un maxim 50. Dar spiritual, eu sunt... Nu, spiritual mă refer. Că... Spiritual, 35, exact. Așa ce ai zis. Păi am eu 37 aproape, îți dai seama. Undeva, de aceeași vârstă cu mine. Că știi cum e la noi, așa, la spate liceu, la față la față muzeu. La spate liceu, la față muzeu. Nu, dar, și la față, pentru că eu cred că dincolo exact atât de frumos și a zis maestru Ferraru că aprecierea omului ar trebui să vină dincolo de înfățișarea lui și dincolo de culoare, de cum l-a lăsat Dumnezeu și să vezi, să privești înăuntru lui, în sufletul lui. Și să-i găsești talentul, pentru că nu cred că Dumnezeu lasă pe cineva pe fața pământului fără să-i fi dat din darurile lui. Absolut. Fiecare ne are ceva. Ne naștem cu binecuvântări, da. Doar că, iată, probabil că în drumul ăsta mai sinuos sau mai ușor pentru unii, ajungem să ne descoperim și să ne aflăm pasiunea. Și pasiunea, cred că, sau menirea ceea ce faci, cred că constă în bucuria pe care oferi celorlalți prin ceea ce faci tu. Atât de frumos vorbești, uite, mă uit la băieții de la camere, da, nu? Ei sunt foarte atenți de fiecare dată, își fac meseria cu dăruire. Păi și ei sunt oameni și ei sunt valoroși, sigur, și ei sunt frumoși și noi le mulțumim pentru că iacătă datorită lor se surprind aceste unghiuri ale inimii sau ale dialogului și se aduc foarte aproape de cei care ne privesc astăzi. Și rămânem aici. Noi acolo undeva. Și să rămânem, da. Să rămânem, dar sigur să rămânem într-un unghi așa ocrotit de Dumnezeu și să fim frumoși. Maestre, vreau să vă întreb un lucru. Copiii, ați zis că ați lăsat copiii, că ați lăsat soție. Când v-ați revăzut? Cât de greu a fost? Ați și zis, dar sufletul rămâne într-un loc. Deci am rămas în 1988, în decembrie, așa, din turneu.
Și nu mi-am văzut familia până în, până în 1994. Asta înseamnă câți ani? Păi 8 și 6, 14, 6 ani de zile. 14. Da. Sigur că soția era disperată, ea n-a știut că eu rămân. Singura care a știut a fost soacră mea. Și a empatizat cu dorința dumneavoastră? V-a dat binecuvântarea? Iată, mama, soacră. Da, da. Dumnezeu i-a zis. Pentru binele copilului. Pentru binele copiilor. Copiilor, da. Da, eu am avut, mai avut o tentativă de rămânere în Germania, când eram cu Radu Simion. Eu și cu încă doi băieți, Nicu Gigantu cu acordeonul și încă un alt nume Ion uitat. Nicolae cu basul. Dar, mă rog, când am ajuns acolo, au început, celălalt a zis că el rămâne și că nu prea știe ce o să facă cu noi. Nicu a zis că e dor de familie, că vrea să meargă acasă. Eu am tăcut din gură și după ce am cântat acolo, am avut norocul că am cântat și am avut așa un contract fictiv, ca să dăm dovadă la Aria că avem un contract. Sigur. Că altfel era problemă mare, în sfârșit. Și ne-am întors după două luni și ceva de zile. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Că era foarte rău la timpul respectiv, dacă rămâneai în străinătate și mai ales dacă depuneai azil politic. Te arestau. Sau nu mai plecai. Deloc. Definitiv. Și în sfârșit am avut noroc, am scăpat printr-o întâmplare. Am scăpat de acolo și... A doua tentativă mi-a reușit, adică America. Am spus că trebuie să rămân să, pentru binele copiilor, pentru că am văzut că deja se strângeau de toate, de toate lucrurile acestea. Nu mai puteam să mai cumpărăm mâncare. Era deja situația care era. Eu făcusem atâtea turnee, atâtea și atâtea turnee, cu maestru Gică Petrescu, așa cum v-am spus, cu orchestra Radu Simion. Și... era mult mai ușor pentru noi când veneam de acolo, că aveam dreptul la valută, e adevărat, puteam să cumpărăm și noi, să aveam un ban mai mult decât ceilalți, dar începuse să fie situația aceea și am zis, știu că pentru mine e foarte greu, dar pentru binele copiilor și mulțumesc lui Dumnezeu, toți copiii mei sunt foarte bine. Aveți acolo. Nepoți? Da, am și nepoței, da, suntem foarte fericiți, am devenit cetățeni, suntem, avem dublă cetățenie română-americană și îi mulțumesc bunului Dumnezeu și copiii la rândul lor îmi mulțumesc mie și soției mele, mai ales mie că am rămas și le-am făcut un viitor, ceea ce aici niciodată nu l-ar fi avut, casă, mașină, situație bună. Iată cum durerea în viața unui om ajunge să-i dea satisfacție. Vezi, Vasilica, dragii mei, dragul meu, tot în România am ajuns și eu și tu. Da, pentru că... pentru că ne trage pământul. Ne... Exact. Asta a fost țelul meu și am spus să-mi cresc copiii, să-i aduc aici, să-i fac și la o vârstă. Deci dacă ați văzut la Observatorul acolo, zice că Nicolae Ferraru, spune cea de la Observator, așa, și-a cam încheiat misiunea lui. No. Nu, nu, în sensul că misiunea copiilor, da, adică că i-am, că i-am adus pe copii acolo, i-am făcut oameni și zice, cine știe ce-o fi în capul lui? Spune reportera Carmen Avram la emisiunea respectivă. Și așa este. Visul meu acela de... am îngropat aici, într-un loc în care să vină un vecin să zică, uite pe Nicolae Ferraru, pentru că în America nu mai vine nimeni. Americanii se duc o dată pe an la cimitir, de ziua recunoștinței, atât. Da, în rest nu interesează. Da. Cimitirile goale, extraordinar de frumoase, elegante, cum să spun, nu dă cu lopata și cu sapa să facă o groapă. Au buldozere speciale care le fac așa, eu aș fi vrut să fiu gropar. Nu faci nimic, decât te urci pe buldozer și faci groapa și totul e automat. Noi vă dorim ani mulți de sănătate. Acum vorbim de... bine, vorbim de un strigăt al sufletului românesc de a se întoarce în țara lui, da, la pământului. Este, așa, la... este, așa e. Ne dorim să rămânem aici, cel puțin cei care avem inimă și simțim. Că unii spun, nu mai vreau să-l mai văd pe ăla că a părăsit România. Dar depinde de condiții și de conjuncturi. Câteodată, ce n-am face noi pentru copiii noștri. Da, cred că fiecare ar face ceva pentru copiii lor, nu? Situațiile astea nu trebuie judecate. Nu v-a fost teamă după ce ați plecat că familia avea să sufere? Sau... ba da, au fost chemați, au fost chemați să dea declarații, soția. Dacă știe ceva despre mine, sigur că da. Și a dat declarații și ea pe bună a zis, nu știu, a zis că nu, nu știu ce s-a întâmplat.
Pentru că eu am mai fost în America. Eu am fost în 1972 cu maestru Gică Petrescu. De fapt, am cântat în Canada, la Montreal, în Quebec. Și am făcut toate comunitățile românești. După ce am încheiat misiunea la restaurant, am făcut spectacole. Și am ajuns și pe la Toronto, unde era Aura Urzicianu. Am mers și prin celelalte, la Detroit, Windsor și așa mai departe, toate comunitățile, dar nici prin cap nu mi-a trecut că trebuie să rămân eu. Și mă rugau atunci, pentru că era, el știe, George, era lipsă mare de artiști români în perioada aceea. Nu plecau, cine pleca în America să cânte la timpul respectiv? Și am zis, nu, dar acum a fost foarte greu. Acum sunteți în țară. Cum e acasă, George? E foarte bine, eu mă simt foarte bine acasă. Ai mulți prieteni aici în țară? Sunt prieteni, ne vizităm mai răruți, că mai plec pe la Făgăraș. Așa. Am o prietenă foarte bună. Am văzut că plantezi, George. Da, iar o curte, Pușa, o salutăm. Da. Cu găini, mai dau cu sapa prin grădină. Așa. Te încarci, cum s-ar zice. Da, mai adun câte un ou, mănânc o omletă de la bio. Adică, și mă întrebai de așa. Da, deci, cum te menții? Păi și atât de bine. Tot bio e? Cum? Gagica tot bio? A fost bio. Spiritual e foarte tânăr. Spiritual e bio. Deci, nu, suntem. Apropo, găina nu mai aduci și mie. Zici că ești prieten bun cu mine. Ți-am adus slănină. Maestre, ai văzut slănină la Făgăraș. Hai, a băgat-o nevastă-ta în sarmale. Maestre Ferraru, aveți un album pe care să-l putem cumpăra de undeva? Am înțeles că veți scoate o carte cu toată această viață minunată parcursă până acum și de aici înainte, cât îngăduie cerul. Eu am deja albume editate în România. Așa. Dar și în Statele Unite. Dar aici nicio cine casă de eu discuri doresc. Și nimeni n-a venit să spună: domne, cine ești tu? De ce n-ai făcut niște imprimări? Vino să-ți plătim noi imprimările? Sau nimeni nu s-a interesat de aceea nici ce vă spunea și cineva. Nici nu o să vezi. În orice caz, apropo de pandemia de care spunea dumneavoastră, eu, părerea mea personală, am impresia că nu o să mai fie niciodată cum a fost. Ce nu o să mai fie? În sensul al vieții noastre, tot timpul vom sta cu griji. Tot timpul, dacă și mâine apare, ca dovadă. Că a trecut o perioadă, a fost liniște și a început din nou această pandemie. Adică întrebarea mea e, unde a fost această pandemie? În vacanță? Unde a fost? Caval vine, caval trece. Da, sunt convins că primăvară, din ce am citit eu, din ce am auzit, în primăvară vom fi să eliberați. George Rotaru, în afară ca lumea să te găsească an de an la mare, acolo unde tu cânți. Dragii mei, la magazinul Muzica, așa. CD-ul Dar eu continui să te iubesc este ultimul. Dar eu continui să te iubesc. Este piesa care a pus, cum să spun, emblema pe tot repertoriul pe care l-am făcut până acum, pe care l-am scos până acum. Dar eu continui să te iubesc. Și următoarea fază, CD-ul cu Raul, avem Este în lucru acum. Care este în lucru, da. O să avem și un duet împreună și se va numi Nu mi-ar ajunge o viață. Nu mi-ar ajunge o viață, nici două de-aș avea, să mă împart în lume și dacă aș putea. Deci, la magazinul Muzica, cine vrea să mă cumpere. Ce ai fi vrut să faci și n-ai reușit până acum, George Rotaru? Să știi că ce aș fi vrut să fac? O dorință care a rămas neîmplinită până acum. Vasilica, mă simt bine așa cum sunt. Nu vreau să dau... Mă simt foarte bine așa cum sunt. Dorințele pe care mi le-am pus s-au împlinit. Profesional sunt bine, sănătos, așa cum ești la 68 de ani. Mă simt bine, sunt ok. Maestre? Eu aș vrea, dorința mea ar fi aceea de a-mi vedea nepoții care-s mici acum, să-i vedeți la nuntă. Să le vedem la nuntă, să pot să mai cânt și eu ceva să pentru cânt. Ei, așa cu și noi să cântăm, draga. Noi să cântăm. Și pe George cu mine. Și noi să venim să luăm frânturi de acolo. Să-i mari și măcar să ajungă pe jumătatea mea.
Măcar să ajungă să la... Să fiu mai tânăr ca cei. Știți că ar putea fi o povară asta când te naști într-o familie unde ai, exemplu, da, un stejar falnic la umbra căruia? E foarte greu, e foarte greu. Uitați, exact, apropo de aceasta, mă uitam, mulțumesc pe această cale maestrului Leonard Iordache pentru că mi-a dat acest ambal. V-am promutat ambalul astăzi, da? Leonard, și noi? Mersi mult, apreciez foarte mult și eu te iubesc foarte mult, știi tu, și tu pe mine. Da, și vroiam să spun că Leonard Iordache a spus într-o emisiune la Andy Moisescu, e o mare problemă în sensul că se face o diferență, tată-copil. Care e mai bun? Tatăl, copilul, Leonard, se știe de Tony Iordache că a fost regele și a rămas în continuare. Pot să vă spun că după 40 și ceva de ani de zile, toți cântăm cu țambalele, dar niciunul nu-l poate atinge. A fost un dar de la Dumnezeu, da, tot ce am studiat, toți cântăm, toți, dar a fost ceva, nu se poate, adică din orice punct de vedere, și al părții solistice și al părții de acompaniament. Și vă spun sincer, cum e George Rotaru acum și Tony Iordache, putea să ducă la o nuntă să cânte la Olteni sau oriunde, numai el cu Tony Iordache. Da, da, vezi. Îi dădea toate returnerele posibile și ori nu se poate așa, maestre, ceva, era o uzină. Maestre, avantajul meu, al meu, este că în această superbă duminică cântă George Rotaru cu maestru Nicolae Ferrar. Mie nu-mi place, adică, să mă laud. Mie nu-mi nu place, trebuie să te lauzi. Eu sunt un băiat mult mai modest și așa cum am spus, apreciez pe toți băieții, pe marele Tony Iordache, dar și pe profesorul meu Ciuciu, a cărui iscusință sau să spun așa, secret al artei l-a oferit și celorlalți elevi pe care i-a avut, care din păcate nu mai recunosc. Aici e marea problemă, că am învățat și eu la... Nu, în emisiuni eu în general venerez, la ziare, în emisiuni. Asta e foarte bine. Vreau să mai punctez un aspect, și anume, cu puțin timp înainte de a începe emisiunea, spuneați, maestre Ferraru, că ați văzut un TikTok al nu știu cui. Asta arată clar că sunteți updatat. Aveți TikTok? Mă uit pe YouTube, nu trebuie să am eu. Așa. Mă uit pe YouTube și acolo văd TikTok-ul la diferiți, mă rog, ce v-a atras atenția? Care... Chiar mi-a atras atenția... Andy Moisescu. Așa. Într-adevăr, îl invită pe Bogdan Simion, băiatul care a făcut facultatea de litere, îl știți probabil, cu Cobza. Da. E un băiat foarte și îl iubesc și pe el foarte mult. Și partea cea mai atractivă la el e nu aceea că a făcut școala, ci că se duce din comună în comună să culeagă folclor și să-l cunoască pe George, pe Ilie, pe Vasile, din toată țara. Asta e frumos. Și că el încearcă să readucă oarecum folclorul ăsta din nou la suprafață, pentru că îmi pare rău că vorbesc așa, dar din păcate a cam dispărut, mai ales muzica lăutărească. Muzica lăutărească veche, ca și Gabi Luncă, Romica Puceanu, nu știu cine să mai spun, din cei care au decedat. Și el încearcă pe această cale să aducă folclor acesta. Adică... Americanii spun history. Da. Despre asta vorbești acum. Da. Și apropo de Andy Moisescu, a fost invitat Leonard Iordache, a fost invitat acum ultima oară Mihalaiche Andrei, care... Așa cum spune și el, zilele lui sunt numărate, pentru că face dializă săracul la vârsta care o are. Chiar, apropo, am fost acum 2 săptămâni la un botez al unei nepoate și am fost invitat acolo și eu și alți băieți lăutari. Pot să spun că a fost unul dintre cele mai frumoase evenimente la care eu am participat. Ce a fost frumos acolo? Ceva impresionant? Pentru că s-a cântat numai muzică lăutărească, muzică folclor. Și fără manele, fără nimica, între lăutari, ce să mai încânt mie manele? Lasă-mă, cântăm muzică, pentru că vreau să fac o paranteză. De-a lungul carierei mele, de-a lungul timpului meu, și eu când eram copil, existau acele restaurante cu grădinile alea de vară, unde venea ăla cu vioara și scânta la ureche și scânta de dor, de jale, scânta o romanță. A venit aseară mama. Te regăseai? Din Sătucul de departe. Deci a venit la feciorul ei, nu? Deci e ceva foarte sensibil, adică simți, fără microfoane, fără nimic. Acum e foarte mult zgomot, foarte mult zgomot. Haideți atunci să nu mai fie zgomot, deși aici nu e zgomot, aici e suflet, e inimă, e sinceritate, e transparență. Și propun, George Rotaru,
pentru finalul emisiunii, să-l încheiem muzical. Exact cum spuneam, muzica are un limbaj universal, nu e nevoie de cuvinte și atunci să ascultăm sufletele cum cântă. Dar noi am cântat foarte mult, așa cum am spus, în America, cu orchestră mai redusă, dar marea mea plăcere este să cânt alături de maestrul Nicolae Ferraru astăzi. Nu este ușor, cântăm live, nu este ușor să cânți cu un singur instrument, cu țambalul. Dar este o mare plăcere încă o dată și este o experiență, nu numai pentru mine, pentru toți cei care ne privesc. Corect. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ne-ați umplut aici de frumos, de armonii consonante, ca să zic. Te rog să rămâi cu noi, pentru că... Te rog să rămâi cu noi, dar rămâi cu noi până așa. Deci, hai să... Și noi vă mulțumim pentru invitație și vă așteptăm într-o altă ediție cu cartea maestrei și cu albumul care este în lucru, George Rotaru. Sigur că da, cu mare drag. Cu mare Iar drag. Noi, dragi telespectatori, iată, vă propunem acest moment muzical și vă lăsăm cu aceeași dragoste, cu aceeași recunoștință pentru numărul mare de urmăritori, iată, pentru că cifrele de audiență asta ne arată. Să auzim de bine, să dea Dumnezeu. Vă mulțumim! Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Oh, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pienso que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, 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 bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, bésame mucho. Perderte después. Wow. Bésame. Mulțumesc. Și mai mergem mai departe. Solamente una vez. Amé la vida. Solamente una vez. Y nada más. Una vez y nada más y mujer. Brillo la esperanza que alumbra el camino de mi corazón. Maestro, me llena un sol mayor, minor. Ochi giorni e, ochi sguci e, ochi strasni e, i prikrasni e. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значу видел вас, я в недобрый час. Как люблю я вас, как боюсь я вас, значу видел вас, я в недобрый час. Калинка, калинка.
Kalinka, Kalinka Maja, svatuja gra malinka, malinka Maja, Kalinka, Kalinka, Kalinka Maja, svatuja gra Kalinka, malinka Maja. Hava, nagila hava, nagila hava, nagila velis me hava, nagila hava, nagila hava. Nagila venis me ha Havanera nena Havanera nena Havanera nena venis me ha Havanera nena Havanera nena Havanera nena venis me ha. Și mergem puțin la, ia zi maestre, acum un do. O zose, o zose, o kineko se mete, o kineko se mete. O zose, o zose, o kineko se me kek, o kineko se me fekete. La mozenu shetete, mekshavok obobamnok alekse. O zose, o zose, o kineko se me kek, o kineko se me fekete. Eknan dias tetrakoza eksi, travataksi zuma fila feksi, travami mazdi digitonia. Shurameta kugla arayashi, opa opa tabuzukya, opa ke opa glamash, izoi mastaka sukya, metoglindi taksignas, opa opa tabuzukya, opa ke opa glamash, izoi mastaka sukya, metoglindi taksignas. Și după toate aceste, acest turneu, ne întoarcem acasă, la re. Tot ce-a fost în viața mea vreodată, voi lăsa uitării. Ani și luni și nopți s-ar împovară clipa despărțirii. N-am să cer ce nu-mi poți da vreodată, n-am să cer iubirea. N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni cu siguranță, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea, gândurile, fericirea. Gândurile, fericirea. Mi te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare și nu pot orice-aș face să te mai dezlipesc. Mi te-ai lipit de suflet, mi te-ai lipit cam tare și nu pot orice-aș face de când eu te iubesc. Mi te-a lipit de suflet. Despre asta se vorba. Cum ai reușit să faci lucrul ăsta și cu copiluții? Cel mai greu mi-a fost în momentul în care Andrei mi-a spus să, măcar pentru mine, întoarce-te la el. Să știi că și eu m-am izbit de rugăminți de genul ăsta și nu... Și i-ai lăsat timp să se vindece cumva. Ei nu au nicio vină. Iartă-mă. Stai liniștită că... Cred că suntem pe aceeași frecvență amândouă acum. Atunci a fost cel mai greu. Atunci a fost cel mai greu în viața Emiliei. După două întâlniri s-a uitat așa la mine și mi-aduc aminte, eram la masă și stăteam așa față în față, s-a apropiat așa de mine și a zis, eu care îți dai seama, niciun caz nu, nici nu trecea prin cap lucrul ăsta, a zis, nu știu acum, peste 3 luni, peste 1 an, peste 5, tu ai să fii soția mea și mama copilului meu. Și eu am început să râd
Și am zis, cred că ești nebună.